ultimele clipe din via a lui Andrei Gheorghe, fosta Zoie rupe tăcerea și oferă detalii dureroase. Petruca, fosta socie a omului de televiziune Andrei Gheorghe, a vorbit într-un interviu pentru Antena 3 despre relația pe care o avea cu fostul ei soc, dar sublinierea despre faptul ce nu subliniere tia ce Andrei Gheorghe ar avea probleme de sănătate. Pentru că Gheorghe a mai spus ce doar cu câteva ore înainte de vestea cumplit vorbise cu fostul său soc la telefon, pe care îl vezuse foarte lin subliniere tit. Andrei era liber cugetor, milita pentru libertate. El a subliniere i-a dorit să fie incinerat. Vorbeam în fiecare zi. I-am vorbit cu o seară înainte, se pregătea să vad ni subliniere te filme cu Mariuca, una dintre fetele noastre. Era sublinierea senin sublinierei împcat. Era sublinierea de o vreme, era lin subliniere tip. Mi-a sublinierei spus cu câteva zile înainte ce se simte extraordinar de lin subliniere tip sublinierei împcat. Se vezuse sublinierei cu prietenii noi subliniere tri, cu care se simțise foarte bine. Mi-am dat seama ce ceva nu este în regulă când nu a răspuns la telefon sublinierei. Am văzut ce toate ma sublinierei mile în garaj, el nu pleca niciodată fără ma sublinierei. Nu avea probleme medicale de care să fi subliniere tiut, în schimb cred ce i-au lipsit controalele anuale. Dacă ne-am mai fi întâlnit odată cred ce ea subliniere fi spus doar ce-l iubesc, doar asta. El a iubit enorm. I-a iubit copii, toți copiii. Pe fica lui, Anastasia, pe copiii mei. El iubea totul cu patim, iubea radioul, iubea cercile, oamenii frumos sublinierei, oamenii de subliniere tepci. Iubea tot, tot. A înțeles foarte bine radioul. Sublinierea i-a putut acolo să, sublinierea i-a arate curajul, să forceze limitele sublinierea i-se creeze altceva dintr-o formulă stabilit. La radio se radea, el a plâns. Avea planuri pete un show de radio matinal. El a stat cu mine la Viena cam 3 săptămâni, apoi s-a întors și avea treabă. I vorbeam în fiecare zi pe facetime. Era foarte senin sublinierei împcat. Era sublinierea de o vreme, a spus Petruca Gheorghe pentru Antena 3.